Ești unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. Cum gestionezi succesul și marea popularitate pe care o ai? Cu grijă și cu atenție, aș spune. Bine, glumind. Da, ăsta este avantajul televiziunii. Te face foarte repede popular. Încerc să transfer această popularitate pe care mi-o dă televiziunea în teatru. Pentru că de un an și ceva de zile am văzut că numele meu pe un afiș de teatru atrage public, umple săli. Este senzațional. Și când îl mai pui și lângă Rodica Mandache sau Dorina Lazar, cu atât mai mult. Marele meu avantaj e că toate aceste lucruri, gen, popularitate, etc., mi-au venit la o vârstă nu fragedă. Dacă îmi veneau la 20 de ani, probabil că mă lua valul, cum se spune în televiziune, pentru că văd foarte mulți colegi de-ai mei tineri pe care ia valul și eu am o vorbă. Le tot spun, vedeți că protagoniștii vin și pleacă, noi rămânem. Joci multe spectacole puse în scenă de Alexandru Dabișa. Care e explicația? E o comunicare bună? Mă bucur, într-adevăr. Am stat un pic acum la ultimul spectacol și am zis, de când am venit la Teatrul Odeon, am jucat în toate spectacolele pe care Dabișa le-a pus la Teatrul Odeon. Mi s-a și zis că aș fi un actor fetiș al lui Dabișa la Odeon. Nu știu, m-ar bucura să fie așa, pentru că pentru mine Dabișa este o întâlnire profesională. Noi în viață, de-a lungul vieții noastre, avem câteva întâlniri profesionale. Am vrea, ideal ar fi să le ai măcar o dată pe lună. Nu le ai. Dar important e să ai măcar o întâlnire majoră, profesională în viață, care te poate marca, te poate schimba. Pentru mine Dabișa este o întâlnire profesională majoră și umană. Joci în spectacole foarte diferite, și în comedii, și în drame. Care sunt mai apropiate de sufletul tău? Mie, în general, pe scenă mă simt ca acasă. De asta am ținut cu dinții. Lucrez în televiziune de vreo 8-10 ani de zile. Și de multe ori mi s-a pus întrebarea, domnule, dar renunță la teatru. Că la un moment dat mă vedeau că fac eforturi uriașe să ajung, de exemplu, numai naveta Buftea București este undeva la 2 ore pe zi. Și fugeam de la teatru să fug la filmare în Buftea, veneam înapoi și toată lumea, dar de ce? Lasă-l teatru, ce câștigi, cât e salariul? Și am zis, nu, puneți problema greșit, cu totul greșit. Teatru pentru mine înseamnă totul. Ce înseamnă pentru tine timpul acela special în care te afli pe scenă? Cum simți atunci curgerea lui? Nu percep, adică în acel moment nu percep acea trecere, percep după. De exemplu, cel mai mult asta mi se întâmplă în timpul repetițiilor. Nu-mi dau seama cum trec 6 ore. Doar că încep să mă panichez și îmi dau seama că am întârziat în altă parte. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru actorie? Eu provin dintr-un oraș foarte mic, Miercurea Ciuc. Ideea este că la noi veneau oricum destul de rar spectacole de teatru, pe vremea lui Ceaușescu. Dar când veneau, era un fel de bucurie. Aș minți să zic, de la 3 ani am zis, sunt mă fac actor, de la 5 ani, de la... Nu. Totul mi s-a întâmplat probabil pe undeva pe la 15-16 ani, când chiar la un moment dat a trebuit să-mi pun problema. Dar eu ce voi fi sau nu știu ce? Și fără să vreau, am descoperit că am valențe, organizând brigada școlii, participând la acestea, am zis, dom'le, asta aș vrea să fiu, în zona asta. Bineînțeles că era o chestie descurajantă pentru... De ce? Pentru că pui spuneai că vrei să te faci actor, toți te... păi n-ai cum. Tu ești din Miercurea Ciuc, ai pile, n-ai. Și atunci, la un moment dat, am ajuns în situația în care spune, o să dau la drept. Și zic, da, foarte bine, da. Știi gramatică, știi istorie, perfect. Și atunci te lăsa lumea în pace. Eu și când m-am dus la facultate, nimeni n-a știut că eu dau la teatru. Pentru că, tocmai ca să fiu lăsat în pace, nici mama n-a știut. Pentru că mama, fiind în legătură directă cu diriginta, important, dacă zice dumneavoastră la drept, acolo e bine, nu știu ce. Și când am zis, știi, am intrat la facultate, îmi amintesc și acum. Și m-am zis, wow, ce bine, nu știu ce, uite, o să fiu avocat. Și am zis, nu, o să fiu actor. Păi cum, păi sunt la facultate de teatru. Mama a stat așa un pic și a zis, e bine, e tot facultate. La cât ai de făcut pentru tine să mai rămâne răgaz? Mi-e ciudă că n-am timp mai mult de citit, fiind o mare pasiune a mea cititul. Dar, pe de altă parte, cum să zic, mi-e ciudă că poate n-am mai mult timp pentru mine să mă duc să am grijă de mine, pentru că odată cu vârsta ar fi bine să te duci mai mult la o sală de sport, la o piscină. În sensul ăsta resimt această lipsă de timp. Dar în rest, mă bucur că sunt o persoană activă. Probabil că dacă aș avea mai mult timp, m-aș plictisi sau nu știu ce mi s-ar întâmpla. Nu știu, încă nu am fost pus în postura asta. Sunt o persoană activă, timpul meu liber e timpul familiei. Cu prietenii reușești să te mai vezi? Ieși cu ei pe la terase, pe la restaurante? Știi, prietenia trebuie întreținută. Da,
Rar, dar avem, pentru că avem... Noi avem, de exemplu, prietenii mei, nu neapărat sunt din mediul meu actoricesc. Am și din, dar nu toți. Adică am prieteni foarte normali, de la doctori, arhitecți. De obicei ne rezervăm sfârșitul de săptămână sau măcar o seară pe săptămână în care să ne întâlnim cu acești oameni, pentru că nici nu te poți rupe de ei, pentru că altfel la un moment dat o să ajungi după 2-3 ani izolat. Încerc să mă duc cu băieții la un fotbal, să avem o seară noastră în care să ne ducem, ori să facem sport, sau o seară, cum să zic eu, mă bucur când e vară, că atunci, fiind ziua mai lungă, îmi termin și eu treburile și putem pe la 9 să ne întâlnim și noi băieții undeva. Ce înseamnă pentru tine timp de calitate? Este fiecare minut petrecut cu un om de calitate. Pentru că nu neapărat trebuie să ți se întâmple lucruri extraordinare. Și faptul că stai la un moment dat, te poți întâlni într-o stație cu un om și ăla pur și simplu să rămâi cu ceva sau să te bucuri că l-ai cunoscut, să te duci într-un loc. De fapt asta e, să întâlnești oameni de calitate. Care sunt valorile care ți-au rămas dincolo de trecerea timpului? Este familia, bunul simț, bine, asta bunul simț e iară generic, e cam să nu prea uiți de unde ai plecat. Asta te ține cumva, îți ține măsura.